Până dimineața, abia m-am trezit și îmi voi face micul meu dejun veșnic, ceea ce mănânc eu cam în fiecare zi de un an jumătate, numai când n-am avocado nu mănânc asta. Deci, mănânc avocado toast și îl fac în felul următor. Vă pun puțin aici, nu mă vedeți neapărat în totalitate, dar pentru acest avocado toast folosesc pâine din asta Vasa, găsiți din asta la orice supermarket, la Mega, inclusiv la DM, dar găsiți o altă variantă de crackers de acest fel. Mănânc o singură felie. Dar când nu mănânc pâine din asta Vasa, mănânc niște pâinici așa mici, care se numesc Mulino Bianco, sunt niște felii de pâine integrală. Însă în ultima vreme mi-am luat din asta că e mai mare așa și are același număr de calorii ca și feliile de la Mulino Bianco, doar că alea sunt mai mici. Așa arată o felie din crackers ăștia. E super ușor, adică pentru stomacul meu, care este foarte mic, este mai mult decât destul. O persoană obișnuită poate să mănânce mai mult, eu nu pot. Dacă avocadoul meu este mult prea tare, atunci o să-l tai cu lingurița și o să pun pur și simplu bucățile care ies pe felie. Dar acum am unul moale și pur și simplu pisez în avocado până se face o cremă. Și pe asta o să o iau și o să o pun pe toast. Iar acum o să-mi pun un mix de semințe. Eu folosesc mix din ăsta de la Plafar sau de la supermarket. Are semințe de floarea soarelui, semințe de bostan. Are mai multe tipuri de semințe. Și pun cam o linguriță, o linguriță jumătate. Depinde cât acopăr. Și la final mai pun puțină sare. Și iată, asta este toastul meu cu avocado. Era să scap. Hai să vi-l arăt într-o lumină mai bună. Așa arată. Are vreo 80 de grame și cam 185 de calorii. Asta este efectiv mâncarea mea preferată de toată ziua. Îl iubesc. Îmi pregătesc acum și o cafea și să vă spun ce fac eu cu cafeaua mea. Mie îmi place să beau cafeaua foarte dulce, așa că e singura în care am zahăr și este sursa mea de zahăr aproape în fiecare zi. E așa, să spunem, plăcerea mea vinovată și îmi pun sirop din ăsta de la Monin. Au 15.000 de arome de hazelnut, de ciocolată, am și cu brownie. Acestea sunt siropuri care se folosesc pentru baruri, pentru a face cafea cu aromă, gen Starbucks sau cafenele sau în baruri se pun tot felul de arome, gen grenadin și alte arome pentru cocktailuri. Și mie îmi place super mult, așa că îmi pun două, maxim trei lingurițe de din asta, dar vreau să vedeți că o beau într-o cană din asta așa mare. Și aroma mea preferată este cu gingerbread în perioada asta, asta consum eu și are zahăr, e în mare parte zahăr, 83 de grame de glucide pe 100 de grame, bine, eu îmi pun 10, dar e ok. Și eu beau cafeaua făcută doar la filtru, îmi pun circa o tonă de cafea pentru că așa e viața mea, cu foarte multă cafea. Și îmi pun lapte fără lactoză, pentru că de cam jumătate de an am dezvoltat intoleranță la lactoză, nu știu de ce, n-am avut niciodată, beam foarte mult lapte și mai nou nu mai pot să beau lapte. Încerc să aleg numai lapte cu 1,5% grăsime, ăsta cred că, nu știu de ce are așa multe calorii. Mai am ăsta și mai am și de la Dorna, cred, lapte fără lactoză. Prefer mai mult decât lapte de cocos sau lapte de migdale sau de soia. Îmi place mult mai mult și laptele de soia are și mai multe calorii. Așadar, asta este prima mea cafea din două, pentru că consum două cafele în fiecare zi. Încă nu e din asta așa mare. Ok, mă apuc de muncă și o să ne vedem la următoarea masă ca să vedeți tot ceea ce consum eu. A, da, și mai mănânc două pătrățele de ciocolată după micul dejun, dar pe alea nu le arăt. Este ciocolată fără zahăr pentru diabetici, care are 16 calorii pe pătrățică, dar sursa mea este atât de nesigură de unde o cumpăr, încât nu o să vă spun despre ea, pentru că de fiecare dată când mă duc să cumpăr, găsesc gen două și trebuie să le cumpăr pe toate și întreb vânzătoarele, hei, nu mai aveți? Și mereu îmi spun, nu, asta este tot ce avem și sunt like, ah. Bine, așa că nici eu nu prea găsesc și e singura mea sursă în care pot să mănânc și eu ceva dulce, așa că încă nu vreau să împărtășesc această informație. I'm sorry. Masa de prânz este o omletă
cu niște cârnăciori de mistreți pe care aveam în frigider. Mănânc asta, nu de altă, dar nu aveam altceva. Sigur nu o să pot să o termin. Ca să ne înțelegem, farfuria asta poate pare mare în imagine, dar este o farfuriuță de ceșcuță. Adică e cât? E așa, e foarte mică, da? Ăsta este un singur ou și cât, nu știu câte, ci sunt 5 filiuțe de cârnăciori din ăsta. Am pus super puțin ulei, dar mi se pare că pare mai ulei. O să cred că e de la cârnăciori ăștia. Am vrut doar să le dau, să dau puțin gust. Și asta o să mănânc acum, vă arăt și cât rămâne. Și pentru diseară am niște pui pe care o să-l fac la cuptor. Cam ăsta e planul momentan, așa că ne auzim mai încolo. Am terminat! Și o să vă, nu o să vă vină să credeți, însă am mâncat jumătate dintr-un ou și vreo 4 feliuțe din cărnăciori din ăla din carne de mistreț, vă arăt acum. Deci ceea ce vedeți aici este ceea ce a rămas. Repet, asta e o farfurioară de ceșcuțe. Un ou, asta e de ce a rămas din ou. Nu întotdeauna mănânc așa puțin, adică sunt dăți în care mai rămâne. Nu pot niciodată să mănânc un ou întreg pentru că mi se pare foarte greu. Acum am zis că hai să vă arăt cârnăciorii ăștia ce sunt ei. Vă duc până la frigider. Deci, cârnăciorii pe care îi iau eu sunt aceștia. Se găsesc la Kaufland și sunt de la un brand care se numește Sylvania, care a produse din carne, de mistreț, de struț, din astea mai delicatese, așa, vânat în mare parte. Nu sunt slabe la calorii, respectiv au 400 de calorii pe 100 de grame, adică multișor, însă au multă proteină, gen 23 de grame de proteină sunt într-o 100 de grame din ăsta și simt sunt mai multe, adică 34 de grame, însă eu mănânc, ați văzut câteva feliuțe, e o sursă bună de proteină și de grăsime, pentru că sunt și fără euri, sunt și gustoși pentru cele 3 feliuțe pe care îi mănânc eu. Nu mănânc super mult preparate din astea gen salamuri, aș vrea să facem și focus. Nu prea mănânc eu salamuri și cârnați și chestii din astea, dar din când în când mai mănânc un crembu și mai mănânc un din ăsta. Nu mi-am mai cumpărat cârnați, cred că de un an de zile, dar acum chiar am vrut să văd cum sunt și mi-am luat și un salam tot din mistreț, care a fost foarte bun. Cred că mai am atâta în frigider și cam atât. Și mă simt super plină. Ideea este că știu că voi ați vrut un ce mănânc eu într-o zi, însă e atât de diferit, adică acum n-am mai putut să mănânc jumătate de ou, alte dăți, pot să mănânc aproape tot ou, nu știu, stomacul meu e super dubios. Ideea este că mănânc până la 100 de grame la fiecare masă, cam așa. Ideea este că am mai multe mese, astăzi am mâncat și ciocolățica aia despre care nu vreau să vă spun pentru că e secretul meu. Dar o să mai mănânc probabil un iaurt și după aia o să mănânc niște carne din aia pe care o să o gătesc de seară. Deci ne auzim de seară și o să vă fac și calculul să vă spun cam câte calorii am mâncat. Așa că ne auzim mai târziu. Gata, am pus și puiul, l-a făcut în cuptor, s-a și terminat de făcut. Ăsta este un pui pe care l-am luat de la o măcelărie turcească, numai că mi se părea că n-are deloc condimente și am mai pus eu câteva pe deasupra. Și probabil asta voi mai mânca în seara aceasta. Am terminat oul ăla, deci am avut o masă cu a doua parte din ou și urmează masa probabil mai încolo, când am chef acum, cu niște carne din asta, până în 100 de grame clar. Este piept de pui, efectiv. Ci că e șaorma, dar nu e șaorma, sunt niște bucăți efectiv de pui și aia e tot. Și aici îmi torn eu în fiecare zi apă cu lămâie, încerc să beau două din astea, una din asta are un litru. Eu folosesc o cană din asta tip filtru, nu mai cumpăr apă de mult la sticlă de sticlă, avem un an și ceva de când nu mai cumpărăm apă la sticlă și sunt foarte mulțumită. Și într-o din asta îmi pun jumătate de lămâie, deci consum o lămâie pe zi, pe lângă tot ce ați văzut voi până acum. Plus, deci mâncarea a fost astăzi așa, am avut acel avocado, toast pe care l-am aproape în fiecare zi, am avut un o omletă făcută dintr-un ou cu câteva feliuțe de cârnăciori de mistre, am avut două căni de cafea cu sirop dulce cu zahăr de la Monin, două pătrățele de ciocolată, 16 calorii fiecare, sunt dăți în care mănânc 4 pătrățele din alea și probabil până la 100 de grame de piept de pui. O să fac calculul și o să vă spun exact câte calorii am consumat eu astăzi. Astăzi a fost o zi, pot să spun, ușoară. Sunt zile în care mănânc mai mult, sunt zile în care mănânc de mai multe ori, sunt zile în care consum mai mult dulce, dar cu siguranță din ziua mea cam vreo
O 200 de calorii sigur au fost pe dulce, adică pe ciocolata aia și pe siropul de la Monin, însă încerc să o țin maxim în 200 de calorii pe dulce, plus că ceea ce mi-am pus eu, în afară de sirop, ciocolata nu prea are zahăr. Este ciocolată fără zahăr, așa cum am spus eu, și cam atât. A fost ziua 1, nu știu dacă o să fac și zilele următoare sau o să postez clipul acesta ca atare, dar dacă vă așteptați să vedeți niște salate din alea mari, cum sunt pe conturile de Instagram cu fitness și toasturi ciudate cu avocado, cu ouă pe deasupra, nu, pentru că eu mănânc foarte simplu. Carnea o să mănânc simplă, așa. Nu mănânc foarte multe legume, pentru că nu pot, efectiv, mă umflă foarte tare, deci nu pot să mănânc salate. Dacă mănânc o salată, am luat literally două feliuțe de roșii și nu mai pot să mănânc. Prefer să-mi ocup stomacul sau să-mi umplu stomacul cu proteină. Și atunci o să mănânc mai multă carne, mai multă ouă și las pe dimineața avocado, toastul ăla, care și el are puțină proteină, am un pic de carbohidrat acolo. Cam așa funcționează viața unui bariatric. Nu știu dacă toată lumea e așa, dar eu așa sunt. Iar dulcele l-am introdus la un moment dat în dieta mea. În primul rând, nu mi se mai face rău. Înainte mi se făcea efectiv rău, pentru că aveam glicemia foarte scăzută. Acum, în schimb, de când mănânc câteva pătrățele de ciocolată și îmi pun puțin sirop în cafea, sunt mult mai ok, pentru că eu cafeaua mea îndulcesc numai și numai cu zaharină sau mai rar cu xilitol. Mâine chiar vreau să încerc să fac o dalgona de dietă și o să vă arăt și pe aia, poate în alt vlog sau în ăsta, nu știu. Dar, da, dacă vreți să vă îndulciți cafeaua cu îndulcitor, aka cancer, eu folosesc diamant. Ceea ce mă bucură la acest diamant este că nu are, din ce știu eu, aspartam. Are o calorie pe 100 de grame, pe 100 de mililitri, adică asta are 300 de mililitri, are 3 calorii, dar eu îmi pun 3 picături într-o cafea. Îmi place, deci nu are aspartam, e o idee bună și merge și la gătit foarte ușor, fără probleme. Salut, sunt eu, Mădălina din viitor. M-am apucat să editez acest vlog pe care l-am filmat în urmă cu ceva vreme, cred că acum vreo 2 săptămâni, și vreau să vă spun următoarele lucruri. În primul și primul rând, nu mănânc așa în fiecare zi. În mare parte mănânc cam în același stil, respectiv am dimineața acest toast de avocado și în rest am mese bazate pe proteină. În al doilea rând, nu v-aș recomanda, dacă vreți să slăbiți, să vă luați după meniul meu, pentru că eu am o operație la stomac și mănânc extraordinar de puțin, plus că iau suplimente de vitamine care sunt prescrise de către medic în urma analizelor pe care mi le fac periodic, tocmai pentru că din mâncare nu pot să îmi iau vitaminele necesare. Nu este cea mai sănătoasă variantă și nu vă recomand să vă luați după mine. Dacă vreți să slăbiți, vă recomand să vă uitați la clipurile pe care le mai am eu pe subiect și o să le las în descriere. Vă mai recomand să vă îndreptați către un nutriționist și să aveți o dietă bazată pe deficit caloric, însă nu vă recomand un deficit foarte mare, așa cum am și eu de altfel. Nu toate corpurile noastre sunt la fel și eu nu sunt un exemplu de urmat în acest sens. Acest clip a fost doar ca să vedeți cum funcționează dieta mea zilnică și pe ce este bazată, în așa fel încât să înțelegeți că există o diferență între o persoană care a fost operată la stomac și o persoană obișnuită. Așadar, sper că ați înțeles mesajul, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, ca să fiți la curent cu toate noutățile, apăsați și pe clopoțelul de lângă butonul de abonare ca să vă anunțe YouTube atunci când postez ceva nou. Și ne vedem și pe Instagram și pe TikTok, unde postez un alt fel de conținut. Mersi încă o dată de vizionare și ne vedem la viitoare. Pa, pup! Pa, pa! Like a